Cuvintele sunt materialul principal al poetului. Ori creșterea limbii române este una dintre misiunile cele mai importante pe care le are poetul, pentru că limba este materialul cel mai de seamă pe care îl are poezia. E adevărat că și culoarea este un material important al poeziei, e adevărat că și cântecul este un material important al poeziei, cum și îmbrățișarea este un material al poeziei. Uitați-vă numai la sărutul lui Brâncuș să vedeți că îmbrățișarea este însăși poezia. Dar acesta în ceea ce privește materialul poeziei, căci poezia ea ține de cu totul și cu totul altă zonă. Ea este singura dimensiune care dă naturalețe omului. Poezie existând în orice om, poezia este aceea care îi justifică dorința de a trăi. De aceea, arta poeziei uneori se numește frumoasă, pentru că justifică dorința omului de a fi în viață. Existența unui om este un lucru extraordinar de minunat și poetic. Poezia are vârsta adolescenței și ea poate fi observată, vârsta poeziei, în absolut toate regnurile existenței noastre. Orice formă a copilăriei și a adolescenței, la orice formă de viață, are adolescență. Să băgați de seamă că în această perioadă, la început, apare curiozitatea și luarea în cunoștință a naturii, după care urmează mirarea, care este fundamentală în fața naturii, după care urmează punerea la îndoială a însăși naturii și a existenței, după care urmează crearea existenții de sine însuși, care se universalizează prin adolescență.